Ogorârea Sfântului Duh la cinzecime a fost momentul în care s-a născut biserica. Tot acesta este momentul în care, prin predica curajoasă și mărturisitoare a apostolilor, începe activitatea misionară. Sfântul Artemon, episcopul Seleuciei, este primul episcop al acestei cetăți, rânduit în această demnitate chiar de către Sfântul Apostol Pavel, apostolul neamurilor. Rânduiți cu binecuvântarea lui Dumnezeu prin tragere la sorți, apostolii au mers în toată lumea propovăduind Evanghelia vieții, vestea cea bună a învierii și împărăției lui Hristos. În noile comunități creștine, apostolii au rânduit prin hierotonie diaconi, preoți și episcopi care să se ocupe de bisericile respective. Sfântul Artemon a fost hierotonit episcop al Seleuciei în Pisidia de către Sfântul Apostol Pavel. Apostolul, propovăduind Evanghelia în acea cetate, l-a remarcat pe Artemon, om cu viață cuvincioasă, și a hotărât să-l rânduiască în demnitate episcopală. Artemon a fost astfel primul episcop al acelei cetăți. Decizia pe care Sfântul Pavel a luat-o a ținut seama de calitățile pe care un episcop trebuia să le aibă. Ceea ce gândea apostolul despre aceste însușiri cunoaștem din epistolele pastorale pe care le-a trimis unor episcop colaboratori ai săi, anume Sfinții Timotei și Tit. În aceste epistole, Sfântul Pavel explică faptul că episcopul trebuie să fie fără de prihană, veghetor, înțelept, cuvincios, iubitor de străini, destoinic să învețe pe alții ca un iconom al lui Dumnezeu, neîngânfat, nu grabnic la mânie, nu dat la băutură, pașnic, nepoftitor de câștig urât, blând, bun chivernisitor al casei sale, iubitor de străini, iubitor de bine, drept, cuvios, cumpătat, ținând cuvântul cel drept al învățăturii și îndemnând la învățătura cea sănătoasă și mustrător al celor potrivnici. Ca episcop, Artemon a slujit biserica devotat și cu luare aminte, ținând cont de sfatul dat de apostolul Pavel slujitorilor bisericii din Efes. Luați aminte de voi înșivă, le-a spus apostolul, și de toată turma întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstrați biserica lui Dumnezeu pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Sfântul Artemon a trecut la Domnul la o vârstă foarte înaintată, a rămas în amintirea bisericii ca un episcop iubitor și ocrotitor al săracilor și al celor obidiți, având o lucrare socială deosebită în eparhia pe care a păstorit-o, model de viețuire creștină și totodată model pastoral, pilda vieții sale are de transmis clericilor și credincioșilor deopotrivă curajul iubirii milostive creștine într-o lume în care valoarea iubirii aproapelui este estompată de egoism.